25 și 26 aprilie 2024, două zile de sărbătoare pentru Liceul Tudor Vianu, două zile în care s-au celebrat cei 60 de ani de existență a acestei unități de învățământ. După spectacolul aniversar de joi de la Teatrul Tudor Vianu, care a făcut ca sala mare a instituției de cultură să fie neîncăpătoare, vineri 26 aprilie în curtea liceului a avut loc o întâlnire de suflet a generațiilor vianiste, foști dascăli și foști elevi, alături de elevii și profesorii activi. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Celor Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Domnilor profesori, dragi elevi, cu deosebită emoție vă adresez astăzi la ceas aniversar tuturor celor de față și celor de mâine un sincer și călduros la mulți ani, Liceu Teoretic Tudor Vianu. Într-un mulți ani să lumineze făclia științei, a cunoașterii binelui și a răului, a iubirii de oameni și de adevăr, aprinsă în toamna anului 1964, într-o nouă unitate de învățământ, înființată în bătrâna urbe giurgiuveană. Un nou vlăstar educativ, răsărit din trupul vânjos al vestitului gimnaziu și apoi liceu, astăzi Colegiul Național Ion Maiorescu, își începea existența. Se năștea din dorința expresă a locuitorilor orașului de a oferi fiilor și fiicelor lor o nouă cetate a luminii. Și iată că de atunci, din acel moment în care o parte însemnată a dascălilor, dascăl de elită, și-a luat un emoționant adio de la cetatea maioreștiană, au trecut 60 de ani. Cu mult entuziasm și responsabilitate și-au început activitatea didactică într-o școală nouă, cel mai nou, dar și cel mai modern liceu giurgiuvean, în toamna acelui an, 1964. Sărbătorim 60 de ani de la înființarea liceului ce poartă numele ilustrului academician, filozof, profesor dr. Tudor Vianu. Măsurați în vârsta unui om, 60 de ani înseamnă maturitate, energie, poftă de viață și putere de muncă. Măsurați în ani de școală înseamnă în plus experiență și tradiție. O școală nu trăiește prin pereții clădirii, ci prin spiritele care emană din dânsa. Păstrându-ne spiritul tânăr și adaptându-ne din mers la transformările din învățământul românesc, vom putea să ne implicăm în procesul de integrare europeană a societății omenești, să pregătim tineri care să se poată integra ușor în muncă, să își poată găsi locul și rolul în societate. Washington spunea că educația e cheia ce deschide poarta de aur a libertății, iar școala noastră a numărat această distinsă cheie învățăceilor săi timp de 60 de ani. 60 de generații de elevi și-au purtat pașii prin clasele și laboratoarele foarte bine dotate, au crescut odată cu școala, au descifrat tainele și necunoscutele diverselor discipline științifice și apoi și-au luat zborul către alte școli mai înalte, mulți dintre ei devenind specialiști de înalt profesionalism în țară, dar și peste mări și țări, cu care liceul și urbea se mândresc. Dar să nu uităm că tot de aici, din acest liceu, au plecat aproape 700 de educatoare, eleve ale secției pedagogice. Două vechi proverbe românești amintesc că din stejar stejar răsare și astfel nu sare departe de trunchi, deosebit de actuale și de adevărate pentru Liceul Teoretic Tudor Vianu, născut ca alternativă a Liceului Ion Maiorescu, căci sărbătoritul de astăzi se poate mândri cu rezultate de excepție, care îi conferă calitatea unei unități școlare de elită. La ceea ce suntem astăzi au contribuit și echipele de director care au condus destinul instituției, au continuat să viseze, să spere, să fie încrezători în ei și în oamenii de lângă ei, cuvintele de ordine fiind calitatea, seriozitatea, dăruirea și respectul. Amintim, ca un simbol al recunoștinței și aprecierii muncii dumnealor, pe dascălii care și-au dăruit ani din viață pentru ca școala să fie ce este astăzi, pentru ca visul tudorvianist să dăinuie peste vreme. Școala noastră s-a remarcat printr-o bogată activitate, implicând elevii și părinții în activități diverse, atractive și interactive, realizând un parteneriat durabil între profesori, elevi și comunitatea locală. Trăind împreună cu dumneavoastră aceleași emoții și împărtășindu-vă sentimentele,
îmi exprim satisfacția că de aproape 3 decenii mă număr printre membrii corpului profesoral al acestui liceu, în care m-am format ca educator, în care mi-am trăit tinerețea didactică. Elevii vin și pleacă. Profesorii rămân aici, așteptând alte generații cărora să le dea învățătură și putere. Fiecare dintre ei pleacă, dar școala o iau în suflet pentru totdeauna. Mulțumesc colegilor mei deosebiți, cu caractere atât de diferite și care împreună au reușit și vor reuși ca acest minunat liceu să dăinuie. Școlii și oamenilor de aici le doresc putere de muncă pentru a putea dărui, deoarece ei sunt capabili de a modela și schimba vieți. La mulți ani, școala noastră dragă, la mulți ani, dragi vianiști! Avem alături de noi foști profesori, foști absolvenți. Bună ziua! Am pregătit discursul de astăzi, gândindu-mă cu bucurie, emoție și nostalgie la clipele și momentele de neuitat trăite în liceul Tudor Vianu. Este o mândrie că suntem elevii acestui liceu. Am muncit mult să fim admiși aici și muncim mult să terminăm cu note mari. Liceul este locul creșterii, maturizării, atât exterioare cât și interioare. În egală măsură, liceul poate fi văzut ca un mim orb și surd operând pe un pat al lui Procust, un mecanism formator de formator, o instituție neliberă și lipsită aproape de plin de apetitul libertății, însă cu scopul de a crea un absolvent demn de societatea care va urma după. Regimul educațional ne învață ce înseamnă competitivitatea. Sunt mulți elevi buni și foarte buni, cu media anuală 10 sau liceală, ce se chinuie să-și mențină ritmul și să rămână la același nivel sau să-și depășească propriile limite. Pentru că asta înseamnă spirit vianist, să muncești pentru a obține rezultatele dorite și să fii împins de cadrele didactice atunci când nu mai poți, ei fiind baza creării noastre. Ne place atmosfera, ne plac relațiile dintre colegi și cu profesorii care sunt descriși către inițiativele noastre și ne oferă oportunități unde să ne descoperim și dezvoltăm creativitatea. Nu este timp de plictiseală. Mereu sunt proiecte, activități extrașcolare, excursii, menite să ne satisfacă interesul pentru cunoaștere. Aici ne-am descoperit aptitudinile, talentele, unii sunt pictori, alții cântă, dansează, fac sporturi diverse, pentru că suntem încurajați să ne dezvoltăm pe planul la care ne pricepem. Profunda recunoștință pe care le-o port mentorilor noștri pentru munca, ajutorul și sprijinul pe care ni le-au oferit în toți acești ani este enormă. Profesorii liceului Tudor Vianu au depus un efort mare prin implicarea în educația elevilor pe plan școlar, social și ne-au învățat cu răbdare fiecare pas spre reușita din final. Spiritul vianist presupune un bagaj de experiențe prin care trebuie să treacă copilul imatur ce crede că îi se cuvine totul ca să ajungă absolventul muncitor și entuziasmat de rezultatele cu greu obținute. Plecăm după 4 ani cu multe amintiri plăcute. Suntem încărcați de energie bună, productivă, cu intenții bune, spre a ne înălța către următoarea etapă a vieții. Valorile umane dobândite în acest liceu, lecțiile ce ne-au ajutat să înțelegem diferite aspecte ale vieții, ne mențin pe loc și parcă ne-am dorit să mai rămânem încă un an în casa Vianu. Dar ambiția nu ne lasă să rămânem încă un an. Ne bucurăm să vedem foști absolvenți. Din toamnă intrăm și noi în categoria absolvent de Vianu, ce reprezintă o categorie de aur. Îl invit alături de mine pe domnul inspector școlar general, domnul profesor Ion Ghimpețeanu, în calitatea sa de conducător al inspectoratului școlar, dar și de absolvent al liceului teoretic Tudor Vianu. E adevărat, dublă calitate. Bună ziua, vă spun și eu, stimați invitați, dragi elevi, foști profesori ai acestui liceu teoretic. Sunt onorat să particip la această festivitate, la acest moment important. Practic, încearcă pe toți emoții profunde. Este un prilej, de altfel, de reîntâlnire cu multă bucurie și speranță între generațiile care au fost în anii trecuți, în generația actuale și nu numai. Spuneam că, de multe ori, că în educație se investește din ce în ce mai mult. Și este un lucru esențial și constatăm cu toții că și legislația actuală o oferă.
De altfel și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu oferă atâtea oportunități de dezvoltare și care să se plieze pe interesele elevilor. Liceul Teoretic Tudor Vianu, știm cu toții, este o unitate de învățământ de elită în învățământul giurgiuvean, cunoscută și recunoscută pe plan local, județean, național și chiar internațional, printr-o serie de rezultate obținute, desigur, de elevii dumneavoastră, îndrumați categorii de către cadre didactice care oferă o competență profesională desăvârșită. Spunea doamna director că mă aflu aici din două perspective. Aș considera că cea mai importantă pentru mine, pentru acest moment, fără să fie o supărare către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cea din perspectiva unui fost absolvent al acestui liceu. Cu bucurie o spun și de fiecare dată mă îndrept și vin cu mult drag în acest liceu. Am în cea mai mare recunoștință față de foștii mei profesori. Din păcate, nu se mai regăsesc printre noi astăzi. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru generațiile noastre. Au toate motivele din lume să se mândrească cu rezultatele noastre și noi o facem de câte ori avem ocazia. Vă felicit așadar, stimați colegi care sunteți membri ai Consiliului Profesoral, al Colegiului Profesoral al CEU-ului Teoretic Tudor Vianu. Vă felicit așadar și pe foștii profesori cu care vorbesc și cu care mă întâlnesc, cu care colaborez cu mult drag. Dragi elevi, profitați din plin de competențele profesorilor voștri. Faceți în așa fel încât cunoștințele pe care le asimilați, pe care le acumulați, să le fructificați din plin și să faceți în așa fel încât peste câțiva ani să fim mândri de rezultatele voastre, să îndreptați, dacă este de îndreptat, să avem o societate mai bună, mai dreaptă, mai civilizată. Facem și în așa fel încât să ne pliem pe ceea ce vreți voi, pe ceea ce oferă societatea, astfel încât schimbul de generații să fie unul din ce în ce mai prosper și să ne ofere o stabilitate mai bună. Vă felicit încă o dată și succes în tot ceea ce faceți în continuare. Mulțumim, domnule inspector general. O diplomă de merit se acordă domnului Ion Ghimpețeanu în calitate de absolvent al Liceului Teoretic Tudor Vianu. Ziua de ieri să fie amintire și cea de mâine promisiune. Astăzi bucură-te de ceea ce ai reușit. Felicitări și succes în continuare! Îi dau cuvântul domnului profesor Vasile Mihai. Doamnă directoare, doamnelor și domnilor profesori, onorată asistență. Vă mărturisesc că particip la această adunare, restrânsă, adevărat, cu emoțiile firești. În urmă cu foarte mulți ani, adică în 1971, la 1 septembrie, călcam pragul acestei prestigioase unități de învățământ cu numirea în postul de profesor de matematică. Luat în primire, fără amenajamente, am fost pus la treabă. Și vă mărturisesc că m-am încăpățânat și n-am plecat de aici 30 de ani. Am plecat la pensionare. În toți acești ani, vă dați seama câți copii au trecut pe băncile acestui liceu, câți au gustat în cupa științei, atâta cât am putut să le picurăm noi prin obiectele pe care le-am predat. Poate matematica a fost digerată mai greu, dar mă mândresc când mă întâlnesc cu foști elevi, ingineri, profesori, informaticieni și
de ce nu medici, sportivi, și e confortabil să te oprească pe stradă, să te salută, să te mai recunoască. Știți, ne aduc aminte când ne-a zis, când ne-a spus, când e confortabil. Școala aceasta a trăit și trăiește prin tinerețea copiilor care intră și ies tineri în pragul majoratului și intră în viață cu dorința de a se realiza și de a face cât mai multe în această viață. Este meritul incontestabil al colectivului de cadre didactice care a funcționat și funcționează în această prestigioasă unitate de învățământ. Este meritul și al părinților, este meritul autorităților locale care, atâta cât poate, cât pot, aceste autorități au sprijinit și sprijină dezvoltarea și funcționarea în bune condiții a învățământului. Încă o dată vă spun la mulți ani Liceu Tudor Vianu. Eu, la 60 de ani aniversare, v-am spus că am funcționat 30 de ani în acest liceu. Deci sunt destul de bătrân și eu, dar liceul încă nu-i bătrân. Liceul trăiește și întinerește în fiecare an cu noi și noi generații. La mulți ani! Urmează boboceii noștri cu imnul liceului. Vă zic și eu de la clasa 10D. Caiciu, sunt de la clasa 9C și suntem membrii trupei Matet. Aici venim să învățăm, viața-n timp să o urmăm. Pentru asta o familie vrea să fie la Tudor Vianu. O familie vrea să fie la Tudor Vianu. Prietenii de-aici păstrăm, de la soartă tot luăm. Învățăm, iubim, ne distrăm la Tudor Vianu. Învățăm, iubim, ne distrăm la Tudor Vianu. Ne place mult la liceu, la Tudor Vianu. Ne place mult la liceu, la Tudor Vianu. Lumea asta e prea mare, deci nu știm ce găsim în zare. Dar tindem spre afirmare, la Tudor Vianu. Dar tindem spre afirmare, la Tudor Vianu. Mulțumim frumos!